Odată cu intrarea în perioada sărbătorilor pascale, când consumul de alimente de origine animală se află în creștere, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ALBA a inițiat o intensificare a controalelor sanitar-veterinare. Acestea privesc modul în care carnea de miel, ouăle și alte alimente sunt produse, depozitate și transportate. În perioadele 23-27 martie și 14 aprilie 3 mai 2016, medicii veterinari vor efectua controale și verificări ale modului în care sunt respectate condițiile sanitar-veterinare în târgurile de animale, piețele agroalimentare, abatoare și centre de sacrificare temporare, unități de tranșare, unități de depozitare, unități de alimentație publică, precum și în toate unitățile unde se comercializează alimente de origine animală, scrie portalul ALBA 24. Sacrificarea mieilor se va realiza în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare din județul ALBA. În cazuri excepționale, sacrificarea mieilor se poate realiza și în locurile special amenajate temporar în care se asigură supraveghere sanitar-veterinară și unde sunt respectate condițiile de igienă. În cazul ouălor destinate consumului uman, producătorii și comercianții trebuie să fie autorizați sanitar conform legislației sanitar veterinare în vigoare. Totodată, producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în piețe trebuie să dețină fișe de sănătate care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obținut laptele, completate de către medicii veterinari din localitățile de origine. Mai mult, brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului și a expunerii la vânzare către consumatorul final, de exemplu, în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore.